Bună ziua! Sunt Costel Lopea, gazda Noua TV. Am intrat în campanie electorală. Am aflat că unele alegeri sunt comasate, altele vom vedea ce s-a întâmplat. Știm foarte bine, coaliția PNL-PSD forțează foarte mult lucrurile din punct de vedere electoral și chiar la nivelul democrației funcționale din țara noastră. Dar dincolo de politică, de o analiză la zi în privința situației politice, trebuie să ne ocupăm și de viața de zi cu zi a românilor. Vedem că situația economică nu este prea roz și, deși este an electoral, politicienii noștri mai scapă câte un adevăr aici colo. Ei se laudă că anul ăsta, în 2024, nu vor mări taxele și impozitele. Deși este o prostie, știm foarte bine că ordonanțele care au fost date la sfârșitul anului trecut, în privind situația financiară, are efecte anul acesta. Dar am văzut că domnul ministru al finanțelor ne anunță că în anul 2025 o să avem parte iar de alte modificări financiare. În toată această nebunie din punct de vedere financiar, vrem să facem astăzi o mică analiză și îl avem ca invitat pe un prieten de-a nostru, este vorba de domnul Valentin Nixandru. Bună ziua! Bună ziua, domnul! Sunteți o om politic, dar în același timp sunteți om de afaceri, sunteți președintele executiv al Alternativei Dreaptă. Și dar simțiți pe propria piele ce înseamnă aceste măsuri populiste, incorrecte față de sectorul privat. Și vedem că lucrurile anul acesta nu o să fie prea grozave, dar la anul nu știu ce ne așteaptă. Domnul Oprea, în primul rând mulțumesc de invitație. E de fiecare dată o plăcere. Mulțumim frumos. Să lucrez cu dumneavoastră și cu echipa dumneavoastră. Acum, referitor la introducerea dumneavoastră, asta a fost generos, în sensul în care ați folosit o exprimare eufemistică. Ați fost elegant în exprimare. Ceea ce nu stă în fire, să fiu foarte elegant. Ba da, nu, vă stă în fire, dar în ceea ce privește subiectul, el are niște dimensiuni, poate pe alocuri, poate îmbrăca chiar forme dramatice. Și atunci am spus că, spun, de fapt, că o să avem probleme, dar știți care este chestiunea noastră? Problemele astea de ordin economic, care la noi oricum merg de la an la an. Chestiunea este că ne obișnuim cu răul. Și nouă ni se pare ceva firesc. Nu mai înțelegem, de fapt, ce ar fi normal. Ce este normal, care este așa numită normalitate. Noi ne obișnuim cu răul. Și de aici începem să tragem tot felul de ponoase. De exemplu, unul dintre marile ponoase pe care îl tragem an de an este problema deficitului bugetar. Toată lumea înțelege ce este deficit, dar într-o definiție foarte scurtă și pentru, să spunem, pentru a fi înțeleasă de la mic la mare, de la vlădică până la opincă, cum se spune și în popor, deficitul înseamnă acel fenomen, deficitul bugetar este un fenomen care se produce atunci când cheltuielile sunt mai mari decât încasările. Da. Da? Atunci se produce deficit bugetar. Și deficitul bugetar nu este doar la guvern. Poate fi și în cadrul unei firme, poate fi și într-o asociație de proprietari, de locatari, într-o societate încomandită, da? Într-o societate în nume colectiv, într-o asociație familială, într-o, eu știu să spunem, într-un SRL, SA și așa mai departe. Absolut în toate formele de organizare juridică se poate produce acest deficit bugetar, inclusiv într-o familie. Exact, da, dar diferența care este? Diferența este că în familie noi suferim. Da, te afectează doar pe tine. În schimb, când este vorba de statul român, ne afectează pe toți. N-au nicio treabă. Da, da, așa. Deci acea lege privind răspunderea ministerială, haideți să fii serios, nu funcționează. Păi nu funcționează, pe ce ați văzut vreun ministru luat la întrebări pe legea, pe baza legii răspunderii ministeriale? Eu n-am văzut. Nici măcar nu știu dacă au fost vreodată
poate că au fost, dar nu mai țin eu minte, miniștri demiși pe acest subiect. Dar și să răspundă penal? Sau să hai, să fim serioși. Nu s-a întâmplat până acum așa ceva, decât dacă unii foști miniștri au răspuns penal, au răspuns pentru cu totul alte motive. Acuzații de corupție, comportament poate nepotrivit în anumite situații. Dar abuz în serviciu, nu. Trafic de influență și alte fapte care sunt incriminate de lege. Bun. Deficitul pe anul trecut a fost publicat la începutul anului în curs. Ei spun, pe datele publicate, că acesta, deficitul de anul, pe anul 2023 a scăzut comparativ cu 2022 cu aproximativ 9 miliarde de lei. Adică aproximativ 2 miliarde de euro. Dar nu întrebăm dacă se simte asta cumva la noi în viața de zi cu zi a celor mai mulți dintre români, pentru că este o întrebare fără sens. Nu se simte, clar că nu nimeni nu se simte. Trebuie totuși precizat un lucru aici. Este vorba de faptul că ei au amânat plăți pe anul acesta. Deci asta au făcut. Ei s-au încadrat în oarecare deficit bugetar negociat. În ținta de deficit bugetar exact, au oprit plățile la sfârșitul anului ca să intre în acest deficit, dar totul se decontează pe anul acesta. Da, adică am intrat cu un minus. Exact, deja am intrat cu un deficit. Adică deja avem mai cheltuieli transferate de anul trecut, anul acesta, în condițiile în care noi nu am avut încasări pe anul acesta. Bun. Păi ce să facem? Așa se știe la noi, la guvernul bicolor roșu-galben, se știe a se face politică fiscală. La nivel macroeconomic, nu mai vorbim de nivel microeconomic, dar macrofinanciar, microfinanciar. Problema este, să spunem așa, foarte simplu exprimată, noi suntem cei care tragem ponoasele. Și spuneam inițial că ponosul cel mare îl tragem de la an la an prin această poveste a deficitului, care înseamnă ceea ce am explicat mai devreme și care înseamnă, se traduce pe termen lung, în creșterea datoriei țării, atât a statului, a instituțiilor statului, a guvernului, a celor care fac împrumuturi, care iau împrumuturi, a Ministerului de Finanțe, care emite obligațiuni și vrea să colecteze bani în viață, dar asta înseamnă să plătească niște dobânzi. Da? E bine, toate acele procedee se traduc în termeni reali în creșterea datoriei statului. Mai este și datoria privaților. Oarecare persoane din România au făcut diverse împrumuturi la bănci, sau poate nu doar la bănci, la IFN-uri, la și așa mai departe, care sunt înregistrate și sunt evidențiate în evidențele, în statistici. Și este o altă poveste. Acolo este treaba decidentului privat. Ai o individului. Da. Și cu alte cuvinte, ceea ce spuneți dumneavoastră, deci noi trăim pe niște bani fictivi. Da, noi trăim pe niște bani virtuali. Virtuali. Ei nu există în mod real în economia reală. De altfel și creșterea inflației imediat cu 2020, pe sfârșitul 2020 și 2021 încoace, care ne-a dus la o țintă foarte mare, inflația mult mai mare în România decât la nivelul celorlalte țări din Uniune, are legătură evident și cu partea asta. Pentru că ele se leagă între ele. Dacă tu toată viața n-ai știut decât să crești cheltuielile, în loc să faci o evaluare, că se pot face astea, nu trebuie să vină primul ministru să facă o evaluare la o anumită direcție dintr-un județ oarecare. Nu. Să dă un ordin și să spună, nu ne faceți evaluări, vedeți chestiuni din asta de a analiza oportunitatea, eficacitatea cheltuielor și justificarea lor. Și apoi să spună, băi, faceți ceva cu ele. Da? Le poate da și o țintă. Dom'le, reduceți cheltuielile cu în procente. Exact. Da? Ne aducem aminte că anul trecut ce au spus ei? Exact. Ce au spus guvernanții? Mărim taxe și impozite, dar nu aruncăm toată povara pe sectorul privat, ci o să facem restructurări în sectorul de stat. S-a făcut ceva aici? Parcă am citit despre ministrul de finanțe că a încercat să facă niște desființări de posturi. Care nu existau. Folosesc. Da. Oamenii ăia oricum nu existau. Era așa o schemă din asta rămasă așa la nivel de organigramă.
lăsat acolo în pending, în așteptare, tocmai pentru ca ulterior să aibă o astfel de justificare. Nu, domnule, de ce trebuie să ne pitim după deget? Că oricum ne vedem, da? Hai mai bine să fie lucrurile spuse clar, pe nume, să spunem, doamne, avem o problemă, hai să vedem cum o rezolvăm. E mult mai fair așa și probabil că și oamenii ar înțelege altfel și probabil că altfel ar fi și reacțiile chiar și ale mediului privat, că este format la nivel de multinaționale, de mari contribuabili, mici contribuabili și așa mai departe. Dar să știm cum stau lucrurile. Nu ca tu să crești tot timpul cheltuielile. Bun, înțelegem, avem nevoie, de exemplu, eu unde sunt de acord cu niște cheltuieli, de exemplu, cu privire la cheltuielile acestea de înzestrare cu armament ale armatei române. Și nu numai cu armament, cât și cu plata unor solde normale, cât și cu cheltuielile lor care le au în Sistemul Național de Apărare, eu înțeleg lucrurile astea. Pot să le înțeleg pentru că armata este, din punctul meu de vedere, este ultima carte pe care o poate juca un stat independent, într-o anumită situație. Dar oricum au fost incluse în cheltuielile asta bugetare, 2,5%, să se știe din PIB, foarte... Da. Exact. Acolo nu sunt de acord. Eu chiar am insistat, dumne, în condițiile în care, așa, în discuții private, dar și în alternativa dreaptă, să zicem, eu cred că cel mai bine este să mărești acum cheltuielile înzestrarea armatei, acum le mărești. Da. Faci aceste investiții, după care în timp poți să revii la un procent mai mic, dar tu deja ai făcut investițiile. Le ai atunci, le ai pe niște prețuri mai vechi. Sunt și astea niște calcule. E adevărat că producătorul îi dă acum comandă și îți dă avionul peste 3 ani, 5 ani. Da, dar tu ai un contract semnat. Poți să negociezi anumite lucruri, să... Se plătește avans, în etape, da, nu se dau toți banii odată. Nu se dau toți banii odată, da? Și atunci se pot face anumite lucruri, adică astea lucrurile se pot negocia, într-un cuvânt, da? Ca să nu amețim auditoriul. Dar le faci, pentru că vrei, nu vrei, tu ai o problemă la răsărit. Noi avem și problema teritoriilor românești, e și problema Moldovei. Iată că se adaugă această nouă, așa zisă, problema Transnistriei, care zice că ar declara ieri azi că se unește cu Rusia. Propaganda rusească. Propaganda, sigur. Se vede foarte propaganda, clar. Dar uitați-vă cât de eficientă este. Da. Ce face guvernul României? Nu vă rezolvă problema deficitului bugetar și problemele economice. Este clar că pentru ei este diferență între înțelegerea lor adecvată ca de la pământ la cer. Asta este concluzia mea. Iar primul ministru nu are înțelegere adecvată cu privire la problemele economice. Trebuie să o spunem. Nu are. Problema este că nu ar trebui neapărat să fie un multilateral. Ok. Păi da, trebuie să ai niște specialiști care să-ți explice niște lucruri. Dacă tu nu asculți nici de ei, e o problemă. Dar nu mai e problema asta. Problema este că pur și simplu funcționează, din păcate, ca toate guvernele de până acum, funcționează prin umplerea unor goluri. Deci ei au de aici și pun aici. Deci nu există o prin strategie. Prin cârpel. Deci nu, tot timpul cârpel și tot timpul oportunism. Deci cheltuielile sunt antrenate în funcție de niște interese la momentul respectiv. Da. Așa este, în foarte multe direcții. Deci asta face. Asta este motivul, că nu există o gândire structurată, nu există o planificare foarte clară a acestor cheltuieli. E în funcție de interesele lor. Da, uitați, mă uitam, de exemplu, și la perspectiva de educație pe care o dăm noi în școlile de profil economic pentru tinerele generații. Am observat că există o foarte, foarte mare accent pe studiul gândirii acelor economiști mai degrabă de stânga. Chiar și la ASE. Nu există în contrapartidă o instituție de învățământ de nivel universitar care să promoveze și perspectiva unei economii de dreapta, liberală, bazată pe piața liberă, pe libera circulație a mărfurilor, pe competiție reală, mai puțin. Acum mai nou, socialiștii de caviar știm foarte clar, ei sunt cu ochii după afaceri, pe de o parte, dar
în înțelegerea asta a capitalismului de stat, care, iată, vine tot dinspre răsăriturii, tot dinspre China. Da, exact. Lor le place să aibă bani în buzunar, să aibă nu știu ce mașini occidentale la scară, dar ar vrea să fie ca în partea cealaltă. Da, da, da. Prea exact. Merge. Nu merge. Din punctul meu de vedere, nu va merge. Pare să fie o formă de debilitate a Occidentului în a înțelege perspectiva reală, care iase întrepătunde cu toate celelalte probleme, cu acele efecte, unele pozitive, altele negative, ale procesul acesta mult hulit, mult promovat, dar și foarte prost înțeles, numit globalizare, care, să nu uităm, el a început cu partea economică. Schimburile economice există de sute de ani. Ele s-au transferat apoi în perioada colonialismului, când s-au format marile imperii coloniale și au luat avânt după sfârșitul celui de-al doilea război mondial și al imperiilor coloniale. Că au fost ele de tip maritim, continental, s-au încheiat povestea cu ele, a rămas Rusia în schimb singurul mare imperiu bicontinental, el așa ar vrea să fie. Așa, care însă este un imperiu al răului, care promovează răul. Asta este marea problemă. Și vedem, uite, nu le pasă de oamenii aia care mor în tranșee în Ucraina. Nu le pasă. Sunt eroi. Asta a spus Putin, că sunt eroi și că rămân în sufletele lor. Aceasta, pe mine m-a îngrozit, vă spun. A spune chiar de către o instituție altfel, probabil respectată în cadrul națiunii ruse, Biserica Ortodoxă Rusă, a spune despre cei care mor în tranșee în Ucraina că vor avea păcatele iertate și vor merge la Dumnezeu, pentru că slujesc patria acolo, înseamnă a schimba ordinea firească pe care a instituit-o chiar Dumnezeu. Păi, în Biblie spune clar că Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele tuturor oamenilor și că jertfa Lui pe cruce este suficientă pentru iertarea păcatelor. Nu trebuie să moară oamenii în tranșee ca să aibă iertat păcatele. Care este diferența între această idee promovată intens în Rusia și ceea ce spun liderii facțiunilor de tip terorist din Orientul Mijlociu? Exact. Aruncați-vă în aer că vă așteaptă Allah cu 70 de fecioare. E diferența exact. Numai la fecioare, știți? Știți? Exact. Nu este nicio diferență. Este doar să spunem o nuanță de conținut, dar în esență mesajul este același. Nu se poate, domnule, minți în felul ăsta oamenii. Exact. Erou este cel care luptă pentru pământul său, pentru casa sa. Da, dar nu exact, exact. Asta înseamnă, deci, într-un război corect în care tu te aperi cazul de un dușman. Da, cazul ucrainenilor. Da. Schimb rusul. Ce treabă are rusul? Că a fost la un moment dat Rusia mare, că a fost USSR acolo, este cu totul altceva. Și noi am avut, așa, după cum sunt unii dacopați pe la noi și ne arată tot felul de hărți, că mare... Așa a fost. Acum ce facem? Noi trecut, suntem, da, ne hrănim din regatul lui Decebal, al lui Burebista? Da. Să ne uităm la ce este acum. Da, avem teritorii românești. Avem o problemă legată de paternitatea acestor teritorii. Exact. Este absolut real. Dar nu poți să te duci, cum s-a dus doamna scandalului în politica românească, să spună că anexează Moldova, anexează teritoriile românești aflate în jurisdicție ucraineană, luate în baza samavolnicie, da? Rapt teritorial, făcut de URSS în 39 pe baza tratatului Ribbentrop-Molotov. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, da. Pentru că noi avem niște înțelegeri publice, avem niște, pe baza tratatului OSCE de la Helsinki din 75, care prevede într-adevăr modificarea frontierilor și pe timp de pace, dar în condiții pașnice. În condiții pașnice, nu vii tu să bați toba că ce? Nu se poate. Păi, automat poți fi categorisită pe drept, pentru că tu ai cerut-o, ca fiind o goarnă a Moscovei. Inevitabil. Dar revenind la partea economică, toți acești oameni care vorbesc, păi nu interesează, doar vorbesc, agită spiritele oamenilor, oamenii care trăiesc și pe baza unor elemente de neîmplinire ale istoriei recente ale românilor, ale patriei noastre, problema aceasta a teritoriilor, da?
Și atunci se agită oamenii. Zice, Doamne, uite că a apărut în sfârșit cineva. Dar este un fals. Ce poate să facă decât scandal? Scandal, nu. Dacă mă întrebați chestiuni de ordine economic, este un populism, este populism grotesc, așa să se creeze, murdar, da, care da, creează falii exact, în societatea noastră, care și exact, așa este exact, fărâmițată. Da, da. E fărâmițată, e ca pământul ăla vara care este uscat de secetă. E azi că este crăpat în foarte multe locuri. Nu este feliat, dar e crăpat. Vii și arunci cât o astfel de bombă ca să feliezi. Ce? Pentru ce? Ca să ajungi în Parlament? Pas de economie, habar n-are, pun pariu. Știu, n-are nicio treabă, dar știm foarte și nu numai probleme. Nu mai e, da, sunt 90%. Da. Apropo de chestiunea aceasta, o populism, asta să trecem în, mă rog, și în altă tabără politică, acel amendament, așa, în Parlamentul, introdus în Parlamentul Român de PNL, în care spune în mod explicit, așa că în 2024 nu vor crește taxe și impozite. Mi se pare o mizerie, mi se pare o mizerie de populism de 2 lei. Deci să pare asta să introduci că nu e... Adică ce să înțelegem prin chestiunea aceasta? Deci putem să înțelegem două lucruri. Unu, că... Îți faci propagandă politică că anul ăsta nu crești taxe și impozite că în 2024, dar lași să se întrebadă ideea că în 2025 o să fie cu totul altceva. Păi atunci în 2025 vor crește la dublu. De ce nu spun asta? Deci să spună clar că următorii 5 ani să spună acolo pe amendamente. În următorii 5 ani nu o să creștem taxe și impozite. Păi uitați după ce se ascund după ideea asta de buget și deficit bugetar, cum că nu știm ce cheltuieli vor fi în 2025. Și atunci, uite așa este, știți, este una după alta, că le leagă așa. Nu așa se face. Tu când faci o proiecție bugetară, tu poți să prevezi niște cheltuieli. Poți să prevezi și creșteri de venituri, implicit de taxe și impozite, dacă e chiar așa. Deci nu este. Asta este o minciună, dar din păcate oamenii, în continuare, mulți dintre ei, cred aceste minciuni. De 30 de ani. Ce trebuie făcut dumneavoastră? Ce trebuie făcut? Uite, ia în electorat. România trebuie să gândească foarte bine pe cine votează. Da, sunt cazuri de reprezentanți ai partidelor mari din Parlament care au performat la nivelul administrației publice locale. Dar noi mai avem un proverb în România, în popor, care spune că o floare nu se face primăvară. Pot fi primari de la PSD, de la PNL, care au făcut treabă foarte bine. De la USR? Mai stă să știți și de acolo. Or fi. Da, au făcut treabă. Bun. Oamenii poate, pe baza ceea ce înțeleg oamenii de acolo, să le dea o a doua șansă. Adică sau încă o șansă, că unii sunt la 4-5 mandate. Este votat omul, este votat omul, gospodarul. Gospodarul, da, este votul administrativ. Acum leagă PSD-PNL de votul politic, exact. În 9 iunie. Și vor să tragă și pentru lista de europarlamentare. Nu îi mai votați. Nu mai votați PNL-PSD. E simplu. Atât trebuie să știe oamenii, nu să nu mai voteze PNL-PSD. Este adevărat că oamenii aceia le pot da un vot administrativ. Dar votul la național nu mai trebuie pentru PNL-PSD. Noi știm ce să nu votăm, dar ce votăm? Că avem nevoie de soluții. Eu am înțeles că îi dăm pe ăștia jos. Avem nevoie de alternative. O alternativă este chiar însuși partidul pe care îl reprezintă, Alternativa Dreaptă. Oamenii pe care noi avem în partid nu sunt exaltați. N-au idei din astea de a sparge avioane de pe o zi pe alta. Nu. Lucrurile trebuie luate încet și se pot face corecții, trebuie bine gândite corecții, dar acolo unde se pot face corecțiile care să aibă efect maxim. Se pot fi votați oamenii din Alternativa Dreaptă. De celelalte partide mă pot exprima, dar ceea ce eu aș spune acum n-ar avea o anumită veridicitate. Poate să fie înțeles, nu că nu, pentru că nu este de acolo. Perfect. Și atunci nu mă mai exprim cu privire la ei. Dar cu privire la oamenii pe care îi avem în Alternativa Dreaptă, da, pot fi votați. Nu sunt exaltați, sunt oameni cu picioarele pe pământ, oameni care muncesc și sunt și în mediul privat, și în zona publică, oameni serioși. Unii cu cariere foarte bine conturate în spate și care pot să facă față nu la o discuție publică sau la un podcast, cum facem noi aici, ci pot să facă față atunci când sunt puși într-o funcție publică să ia decizii administrative care au efect unde? La buzunarul românului.
pot face față asta. Eu cunosc foarte mulți oameni. Dumneavoastră care ați administrat un buget al unei firme, puteți să ridicați pretenția de a administra un buget al statului. Pentru că știți ce înseamnă. Știți ce înseamnă? Că orică primiți, să zicem, 100.000 de euro, să zicem, banii firmei și puteți să se administrați. Știți ce înseamnă? Puteți și să aveți un buget de nu știu câte miliarde de euro ca buget de stat, pentru că aveți deja principiile de bază. Știți cum funcționează o economie. O economie la nivelul micro, dar în același timp și la nivelul macro. Dar în condițiile în care avem un premier care a ocupat numai funcții publice de timp de 32 de ani, care s-a lipit ba acolo de o funcție publică, eu nu știu cât de capabil poate să fie să administreze un buget întreg. Oamenii aici este problema cea mai gravă, pentru că, din păcate, noi suntem conduși nu de politicieni, ci de politruci. Trebuie să spunem clar. Deci ei au făcut parte întotdeauna din niște structuri de interese de stat. S-au lipit ca niște căpușe de bugetul de stat, de unde au scos. Deci nu știu ce înseamnă să administrezi un buget. Ăsta este motivul pentru care eu consider că oamenii care vin din privat sunt în stare să conducă o țară. Domnul Oprea, oameni care n-au făcut perechea la un leu, cum se spune, nu au muncit ei, domnule, n-au transpirat ei, n-au, poate uneori, nu au avut nopți nedormite, pentru că stresul de zi, da, stresul de la încasarea facturilor, exact, la plata furnizorilor, ei nu pot înțelege lucrurile astea. Nu le pot înțelege pentru că nu au experiența. Da, le spui, pot pricepe, dar nu înțeleg, nu interiorizează aceste elemente. Și atunci, când se vede în fruntea bucatelor, păi e foarte simplu. Atunci ei zic, păi de unde? Are, pe principiu, are balta pește. Plătesc poporenii. Eu pot să tai eu, să fac eu. Nu așa se face, domnule. Că de-aia nu mai dăm înainte. Simplu, că trebuie să o spunem pe șleau, și trebuie să mai spunem o chestie. Exact, trebuie să mai spunem că în spatele lor sunt niște grupuri de interese care trebuie plătite. Trebuie alimentate cu bani și nu puțin, cu miliarde, zeci de miliarde anual. Dacă oamenii care au, iată, un drept extraordinar, și anume dreptul de a vota, pe care, din păcate, mulți nu și-l exercită, și mi-aduc aminte de acea poză ieșită cu o fată ușor inconștientă care spunea că face ceva pe el de vot. Dar e celebră fotografia. Total, asta arată că o parte a electoratului român nu realizează cât de important este votul. Și atunci când te duci și nu mă duc, sau dai votul așa, că nu te interesează, e o mare problemă. La ce te aștepți? Este o mare problemă și din cauza politicienilor, de lipsa de încredere în politicieni. Păi e lipsa de încredere pentru că ele se leagă, domnul Oprea. Știm. Se leagă și știm foarte bine. Știu și cei care vor urmări acest material. Știu aceste lucruri și unii le fac cu obstinație și cu știința de la bun început. Pentru că altfel cum să se perpetueze în funcții? Cum să rămână tot acolo la partea călduță și cu cașcavalul în buzunar? Ba dacă se poate să aducă și în celălalt buzunar o cărămidă dublă de cașcaval, știți? Da. Altfel nu. Mulțumim mult și dumneavoastră că sunteți politicieni, dar și colegi de-ai dumneavoastră în zona aceasta care funcționează în zona politică și care într-adevăr vreți să faceți ceva pentru România. Trebuie să țineți cont tot timpul, să aveți în cap tot timpul acest lucru. Dumneavoastră, dacă ajungeți într-o funcție publică, este o onoare care reprezentați interesele poporului, care reprezentați interesele românilor. Deci dumneavoastră trebuie să fiți în slujba lor, nu românii să fie în slujba unui guvern sau unui parlament. Reprezentați interesele lor, de-aia ajungeți în funcția aia. Ce vreau să vă spun în încheiere este că mie și colegilor de la Alternativa Dreaptă ne este mai dragă libertatea decât banii. Noi prețuim mai mult libertatea și
posibilitatea de a circula liber, fără opreliști, oriunde în lume, decât banii care la o adică pot să devină cătușă dacă tu nu știi să lucrești cinstit și să ajungi la pușcărie. Adică să schimbi libertatea ta cu închisoare. Eu nu mă bag la așa ceva. Nu. Acolo unde nu voi avea competență, îmi voi declina responsabilitatea. Iar dacă voi fi pus într-o funcție publică, fie numit, fie ales, eu mă voi întinde până aici. Până acolo unde interesul, eu știu, de moment, personal, eu știu, interesul poate de partid sau eu mai știu ce altfel de interese, vin în contradicție cu valorile mele asumate, mie, de mine personal. Pentru că atunci când te duci să dai socoteala în fața legii, nu te duci cu alaiul de părinte, tu personal răspunzi. Ție personal ți se dă o decizie a instanței, da? O condamnare este condamnare personală, nu? Poate fi și colectivă în anumite situații, dar când vorbim de astfel de situații, ele de regulă sunt personale. Nu vreau. N-am ajuns la 50 și de ani ca după aceea să mă duc pe la facultate. Nu mai vreau. Nici n-am fost vreodată și nici nu o să merg. Da, deci nu mă interesează. Doamne ferește, nu, ideea este că orice politician care asta candidează și dorește să ajungă într-o funcție publică și este normal că asta e rostul partidului, să ajungă la putere, da. Trebuie să fie foarte, deci acești oameni politici să fie foarte conștienți că sunt în slujba românilor. Și că trebuie să le redea românilor, cum a spus dumneavoastră, libertatea. Deci dacă dumneavoastră doriți să fiți liberi, oferiți-le și românilor această libertate. Și în primul rând libertatea economică, care este esențială. Nu poți să ai libertate de circulație dacă nu ai libertate economică, care libertatea economică se leagă de proprietatea privată și de piața liberă. Despre valorile fundamentale ale unei democrații funcționale. Despre asta discutăm, în esență, la Alternativa Dreaptă. Da, mulțumim foarte mult. Plăcere. La revedere!